Odată cu venirea sezonului rece a scăzut și oferta de locuri de muncă. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj în perioada 17-23 octombrie, angajatorii de la noi din județ oferă celor aflați în căutarea unui job doar 48 de locuri de muncă, față de 113 câte erau declarate libere săptămâna trecută, și de această dată cele mai multe posturi libere sunt în industria confecțiilor, unde se caută pentru angajare 20 de muncitori necalificați și confecționeri asamblatori articole din textile. De asemenea, sunt oferite două posturi pentru muncitori necalificat și tâmplar universal, iar în industria alimentară se caută pentru angajare 10 persoane în meserile de ospătar, barman, muncitor necalificat și femeie de serviciu. 3 locuri de muncă sunt vacate în acest moment și în industria lemnului, posturile pe care se fac angajări fiind cele de tapițer, croitor și tâmplar universal, iar în comerț este vacant un post de manipulant mărfuri. Șanse de angajare au în această perioadă și sălăjenii care vor să lucreze în servicii. Pentru aceștia sunt puse la dispoziție 12 posturi de lăcătuș mecanic, sudor electrician, exploatare rețele electrice, fasonator mecanic, pădurar, sudor și electrician, întreținere și reparații. Sălăjenii care vor să obțină mai multe informații despre locurile de muncă se pot adresa fie la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, fie la numărul de telefon 0260 613 348.